am găsit prieteni, dragi telespectatori! Sunt Mihaela Coman și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră în fiecare săptămână. Așa cum îi stă bine românului la ceas de sărbătoare, și noi vom petrece între prieteni. În această seară la restaurantul Rustic din complexul Agronomie. Așa că noi ne-am gândit să petrecem frumos, românește, pentru că românului în zi de sărbătoare îi place să petreacă, să cânte, să danseze, să fie voios. Și cum altfel decât cu prietenii noștri, invitați de seamă, cu muzică bună, iar dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, nu vă rămâne decât să ne fiți alături, prin intermediul micului ecran. Așa că pentru început aș vrea să îi prezint pe cei doi prieteni ai mei, dar sunt de fapt prietenii dumneavoastră dragi. De la Botița, Maramureș, dragul meu prieten Ionuț Idău. Hristos a înviat, bine v-am găsit, mulțumim de invitație, să aveți sărbători frumoase, dragi telespectatori. Iar ție, Mihaela, ce să spun, să rămâi așa frumoasă cum ești, să faci emisiuni tot mai frumoase și să nu uiți de noi, să ne aduci în fața publicului, celor care iubesc muzica populară cu adevărat. Încă o dată, sărbători frumoase și la mulți ani! Hristos a înviat și prietenei noastre Aurora Tudor. Dacă Banatul e fruncea, ne-am gândit să aducem și un maramureșean, pentru că așa este frumos. Așa se spune. Așa este frumos să avem invitați din toate zonele țării. Bine ai venit, draga noastră, la ceas de sărbătoare. Bine am găsit, Hristos a înviat și Paște fericit tuturor telespectatorilor emisiunii și tot ce își doresc să se împlinească. Și emisiuni cât mai frumoase. Așa să fie. Când suntem între prieteni, totul este frumos. Cu prietenii lângă noi ne simțim cel mai bine, dragii noștri telespectatori, așa că nu vreau să vă mai țin mult de vorbă și ar fi cazul să-i ascultăm pe cei doi invitați, pentru că au venit cu melodii extraordinar de frumoase, numai și numai pentru dumneavoastră. Cât ce frumos se încindă sărbători, ca să le săvăruiesc, pridvoarele cu flori să-mi podobesc, peșorii toți și fecii de sat, în străietări mândre să duc la jucat, cei mai bătrâni să uită după ei și își amincesc cu drag când erau cinerei. Dă cărășune-i minunat, cântă-ți copiii, ies la colindat, să vestească de ajun, că vine iar bătrânul Moș Crăciun. Cu bradul merge mândru-n podobit, plinge bomboane și beceală de argint, când cec de stea în zvon de clopoței și plugușorul spus de și măi cinerei. Paștilie ești cel mai sfânt, plin ce credință pe așez pământ. Primăvară înătoi și tăți copii poartă haine noi, când două roșii vesel să șognesc și jocul bănățantoși tinerii-l pornesc. Așa-i sărbătorii în Banat și ceaia când și eu precum am învățat. În Banatul plinge flori, cât ce frumos se încinde sărbători. Pe oaspeții ospețâm și îi primim cu pită și cu vin, să vadă toți cum e în Banat, oriunde în orice loc și fiecare sat, că-i obișei lăsat de la străbuni, să fim mereu români și să fim oamenii buni. Ai mândru jocul pe la noi pe-n botiza.
aș de-nvârti ca păizat. Ai mândru jocul pe la noi pe-n botizat. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ei, hai da mândră să te jocăm la inimă foc, mă! Mai odată ai, eu mă apuc de jucat o mândră fată. Zâmi ce te rași de învârtit mai odată ai, eu mă apuc de jucat o mândră fată. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ei, când o văd pe mândră gata, mi s-a pus clopul pe dreapta, măi! Zâmi ce te rași de învârtit, trapă strune. Ai, la jucat trebuiesc picioare bune. Trapă strune. Ai, la jucat trebuiesc picioare bune. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. Ei, asta le joacă bine și mă învață și pe mine, mă! Până-n seară ai mândru jocul ai jucat până la vară. Zâmi ce te rași de învârtit până-n seară ai mândru jocul ai jucat până la vară. Ropotea mândruța, tre-na-na-na-na-na-na, țucăiaș gurița, tre-na-na-na-na-na. 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 Ce-o fi fost cu mine când m-am dus și te-am lăsat? Nu m-am gândit că nu-i bine, ce să fac să fiu iertat? Mândro, ce-o fi fost cu mine când m-am dus și te-am lăsat? Nu m-am gândit că nu-i bine, ce să fac să fiu iertat? Omul poate în lume oricât să greșească, orice poți să pui la loc. De un singur lucru trebuie să se ferească, de dragoste nu-ți bați joc. Am gândit că eu stăpânul peste lume, peste voi, dar nu pot stăpâni dorul ce mă cheamă înapoi. Am gândit că eu stăpânul peste lume, peste voi, dar nu pot stăpâni dorul ce mă cheamă înapoi. Omul poate în lume oricât să greșească, orice poți să pui la loc. De un singur lucru trebuie să se ferească, de dragoste nu-ți bați joc. Te rog mă iartă, îmi pare rău că am greșit. Cum pot să pierd dintr-o dată ce o viață am iubit? Din suflet te rog mă iartă, îmi pare rău că am greșit. Cum pot
să pierd dintr-o dată ce o viață am iubit. Omul poate în lume oricât să greșească, orice poți să pui la loc. De un singur lucru trebuie să se ferească, de dragoste nu-ți bați joc. Omul poate în lume oricât să greșească, orice poți să pui la loc. De un singur lucru trebuie să se ferească, de dragoste nu-ți bați joc. Ei bine, dragii mei, ați văzut că v-am promis muzică de calitate, invitați frumoși și bineînțeles că la noi petrecerea i s-a încins și cu siguranță și dumneavoastră din fața micului ecran petreceți alături de noi, pentru că este zi de sărbătoare și așa cum ne place nouă românilor, petrecem cu cântec, cu joc și cu multă voie bună. Așadar, au sosit alți oaspeți deosebiți. Bine ați venit și vă spun, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ce frumos, Doamne ajută! Iată, suntem între prieteni, dragii mei. Rebecca Simion este alături de noi. Doamna Mariana Birică, doamna Lia Lungu, doamna Daniela Grecu. Iată, numai prieteni de suflet. Prieteni care au venit cu melodii extraordinar de frumoase, numai și numai pentru dumneavoastră. Mai știu că doamna Mariana Birică și-a serbat ziua acum, de curând, acum 2 săptămâni. Așa că noi vă spunem un sincer la mulți, mulți ani cu sănătate. Mulțumesc din suflet și mă bucur că sunt în această lună, că de fiecare dată cade Paștele în ziua, adică în luna în care m-am născut eu. Este un semn bun, pentru că dumneavoastră sunteți o persoană cu suflet mare, o persoană, chiar dacă am mai spus-o, dar îmi place să spun acest lucru, o persoană care ați ajutat pe cei din jurul dumneavoastră și ați îndrumat tinerii, i-ați luat așa sub aripa dumneavoastră ocrotitoare. Bună ziua, doamna Lia Lungu! Chiar dacă doamna Lia vine de peste ocean, se pare că și-a dorit din tot sufletul să petreacă sărbătorile, sfintele sărbători de Paști, aici, la noi, acasă, la români. Hristos a înviat, vă spun tuturor, dragii mei, și mă bucur că, iată, sunt acasă și de Paște, am fost și de Crăciun. Mihaela, eu sunt de o vreme acasă, am venit din septembrie și tot acasă sunt. De fapt, unde sunt? Sunt și acolo, că și acolo sunt români de-ai noștri. În America sunt și în Austria, la Viena, fiindcă și acolo am hotărât să am o reședință și un... Și ce? Hai să vă spun un secret. Și fac acolo ceva cultural, tot pe folclor. Deci sunt acasă peste tot. Bine v-am găsit, românii mei, și Dumnezeu să ne întâlnească sănătoși, nu numai de Crăciun, nu numai de Paști, nu numai de Rusalii, în fiecare zi a anului. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Doamna Daniela Grecu, bine ați venit și dumneavoastră la emisiunea noastră Între Prieteni. Bine v-am găsit și mă bucur că ne-ați chemat să fim alături de dumneavoastră în preajma acestor minunate sărbători, sărbători sfinte, sărbători calme, bune. Draga mea, Rebecca Simion, te aștept aici lângă mine și îți spun și ție, Hristos a înviat și mă bucur tare mult că astăzi ai venit să ne fii alături la ceas de sărbătoare. Adevărat a înviat, dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Mă bucur că sunt aici prezentă alături de dumneavoastră și alături de acești interpreți minunați. Vreau să transmit telespectatorilor un Paște fericit, pace în suflete și multă, multă sănătate, pentru că este cea mai importantă. Și pentru că am vorbit de aniversarea doamnei Birică, îi spun la mulți ani, multă sănătate și acum, peste 2 zile, va fi și ziua mea. La mulți ani, draga noastră, la mulți ani, să ne trăiești și să ne... Mele, la mulți ani, să trăiască. După ziua mea. Mulțumesc din suflet, îi doresc la mulți ani să fie sănătoasă și pentru că este departe de mine, dar acum, cu ocazia sărbătorilor, este aici. Vreau să-i spun că o iubesc foarte mult și să-i dea bunul Dumnezeu multă, multă sănătate, la fel și familiei mele. Mulțumim din tot sufletul și eu spun așa, să procedem la joc și la voie bună. Așadar, le las pe invitatele mele să vă încânte cu melodii de suflet, melodii de joc și de voie bună. Deci omul nu înțelege
De ce omul nu înțelege că dușmania nu-i bună? Cum pune așa cu lege, semeni vând cu leși furtună? De ce omul care are e privit de toți cu ură? Dar cine-l întreabă oare cât și-a tras el de la gură? De ce omul care are e privit de toți cu ură? Dar cine-l întreabă oare cât și-a tras el de la gură? Unul bea la cârciumioară până mințile și-ncurcă, altul din zori până în seară nu-și vede capul de muncă. Unul bea la cârciumioară până mințile și-ncurcă, altul din zori până în seară nu-și vede capul de muncă. După aia se întoarce roata, pentru că așa se cade. După muncă ții răsplata, omul îngrijit de roade. După aia se întoarce roata, pentru că așa se cade. După muncă ții răsplata, omul îngrijit de roade. La margine de zăvoi.
Omule, în gândul tău să te rogi la Dumnezeu, mă, să nu ceri avere bani, ci să trăiești mai mulți ani, mă. Omule, în gândul tău să te rogi la Dumnezeu, mă, să nu ceri avere bani, ci să trăiești mai mulți ani. Ajută pe fiecare să nu-ți pară rău deloc, că ești om cu mult noroc, mă. Dacă ai inimă mare, ajută pe fiecare să nu-ți pară rău deloc, că ești om cu mult noroc. Întâi sănătate să le poți face pe toate și de ajungi să fii o mare, dă-i și celui care n-are. Să-i ceri întâi sănătate să le poți face pe toate și de ajungi să fii o mare, și celui care n-are. Dacă ai inimă mare, ajută pe fiecare să nu-ți pară rău deloc, că ești om cu mult noroc, mă. Dacă ai inimă mare, ajută pe fiecare să nu-ți pară rău deloc, că ești om cu mult noroc, mă. Cu mult noroc, măi.
Trasebaja la
Ei bine, petrecere mare aici la restaurantul Rustic Complex Agronomie. Numai prieteni frumoși, numai melodii special pentru dumneavoastră, melodii de suflet, melodii de joc și de voie bună. Pentru că suntem la zi de sărbătoare, așadar eu vreau să vă urez și dumneavoastră, invitații mei care ați venit mai apoi, pentru că petrecerea noastră continuă multe ore aici și noi nu vrem să-i descoperim așa de la început pe fiecare invitat, avem surprize pentru telespectatorii noștri. Așa că vă spun și dumneavoastră, doamna Aurelia Răceanu, Hristos a înviat și bine ați venit! Mulțumesc de invitație, adevărat a înviat! Dorim la toată lumea un Paște fericit, să aducă numai bucurii și liniște și pace pentru toată lumea. Și Hristos a înviat încă o dată. Așa este, să fim sănătoși în primul rând, dragii mei, pentru că este cel mai important lucru. Dacă suntem sănătoși, uite așa ne adunăm să mai facem o petrecere, fie că e sărbătoare, fie că nu. De ce nu să ne adunăm și în alte zile ale anului să petrecem, să fim voioși, pentru că întâlnirile între prieteni sunt cele mai frumoase. Vreau să vă descopăr și ceilalți invitați ai mei care au venit cu mare drag, vă spun eu sigur, și vreau să încep cu doamna Ionica Stan. Bine ați venit la noi, pentru că nici doamna Ionica Stan nu prea stă pe aici prin România foarte, foarte mult timp, dar cel mai important lucru este că de câte ori sosește în țară, de fiecare dată ne dă un semn. De fiecare dată vine la noi la emisiuni cu mare drag și chiar dacă acolo, în Italia, cântă românilor despre țară, pentru că pe toți dorul de acasă ne cuprinde oriunde am fi plecați. În România se simte cel mai bine, acasă, acolo în țara Vrancei, de unde provine doamna Ionica Stan. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, Hristos a înviat. Abia așteptam ca să mă regăsesc cu voi, în special cu tine, Mihaela, cu Cristi Toma, cu echipa voastră care este solidară și care, la care vă doresc viață lungă, să fiți mereu așa, să ne dați prilejul ca noi să ne întâlnim de fiecare dată și să încântăm publicul cu cântecele noastre de suflet. Încă o dată, sărbători fericite tuturor românilor de pretutindeni și multă, multă sănătate și liniște sufletească. Așa să dea Dumnezeu. Acum pe domnul Mitică vă las mai la urmă, pentru că este un gentleman ca de fiecare dată și știți de ce zâmbește. De fiecare dată mi-a spus: Mihaela, dacă se poate să fiu cu doamne și domnișoare lângă mine, eu mă simt cel mai bine. Așadar, așa este, observați, v-am lăsat doar între doamne, pentru că știu că vă place, vă simțiți bine, dar așa cum ați fost de fiecare dată gentleman, vreau să o prezintă, da, doamnei Paulina, Mărărița noastră dragă, pentru că așa ne-am obișnuit să vă spunem de mulți ani. Bine ați venit, doamna Paulina. Bine v-am găsit, draga mea, ai mare dreptate. Mare bucurie în suflet pentru mine, la o așa zi de sărbătoare, să fiu alături de prietenii mei dragi, să fiu alături de voi, de tine, Mihaela, de Cristian Toma. Vorbeam înainte de filmare, de vremurile de altă dată, ca o nostalgie frumoasă, frumoasă, sigur că da. Mă bucur tare mult că suntem împreună, doresc viață lungă acestei emisiuni, dar vreau să fac și românilor urări de sănătate, de pace în suflet, gând curat și tot ce își doresc de la viață. Așa să dea Dumnezeu, să avem sănătate, să avem sufletul curat, să încercăm să facem fapte bune în jurul nostru, pentru că ceea ce dăruim, aia vom primi. Așa zic eu întotdeauna. Bun venit, Hristos a înviat, draga mea prietenă, Corina Dragomir. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Pe Corina nu vreau să o prezint ca și interpreta Corina Dragomir, pe care de-a lungul anilor ați văzut-o la foarte multe festivaluri, emisiuni de televiziune. Eu vreau să o prezint ca un prieten drag sufletului meu și mă bucur că mă număr printre prietenii de suflet ai Corinei. Mă bucur că cunosc cu adevărat omul Corina Dragomir și nu numai interpretul Corina Dragomir, pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Bun venit și pentru că dorul de acasă niciodată nu ne lasă oriunde am pleca în lume, ne bucurăm că și astăzi, din tot sufletul, ne vei interpreta melodia care a adus lacrimi poate pe fața multor, multor români.
Bun găsit, vă spun și eu, tuturor, Hristos a înviat. Adresez această urare tuturor românilor, atât catolicilor, cât și ortodoxilor, pentru că anul acesta sărbătorim împreună. Sunt fericită că la o zi de asemenea însemnătate sunt alături de voi. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mi-ați acordat acest prilej de a fi împreună. Mulțumesc, Mihaela, pentru frumoasele cuvinte, să știi că m-am emoționat destul de mult, pentru că așa este, pe noi ne leagă o prietenie de ceva ani buni. Eu sunt onorată că tu amintești acest lucru ori de câte ori ai această ocazie și pe lângă faptul că noi două ne cunoaștem și suntem prietene de ceva vreme, inclusiv cei cu care mă aflu aici alături sunt, pot spune cu mâna pe inimă, sunt prietenii mei de suflet. Urez tuturor multă sănătate, pace, liniște sufletească, bucate alese pe masă și să sărbătorească românește. Toate cele bune, dragii mei! Mulțumim, Corina! Așa este, sărbătorim românește între prieteni la ceas de mare sărbătoare. Așa, va veni rândul și dumneavoastră, domnul Mitică Tavă, să vă spun bine ați venit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat, Mihaela, dar poți să-mi spui Mitică Tavă, m-aș simți mult mai bine. Bun, de astăzi Mitică Tavă, aici în fața întregii țări. Toți mulțumesc. Cei care ne privesc, am declarat oficial Mitică și Mihaela. Mulțumesc, deja mă simt mai bine, îmi vine să joc, să beau un pahar. Păi asta și trebuie cu să facem. Cei dragi. Hristos a înviat tuturor, dragii mei, lumina învierii să vă pătrundă în suflete, să aveți mese îmbelșugate și lăsați muzica populară să vă intre în case. Am venit astăzi cu toți să vă cântăm, să vă facem să vă simțiți bine, așa cum știm noi mai bine. Hristos a înviat! Adevărat a înviat, vă răspund eu în numele tuturor telespectatorilor și eu zic așa, să-i lăsăm să facă ce știu ei cel mai bine, să ne cânte, pentru că la ceas de sărbătoare cântecul este cel care ne aduce un strop de bucurie și ne face să uităm de cele rele. Timp plecăi din multe sate și fetele măritate, ca o floare mă gătesc, cu necuța mă întâlnesc. Să jucăm pe înserat cu toată lumea din sat, cântă, cântă lăutarul, haide să uităm amarul, să cântăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Când fac ochișorii roată și mă uit prin lumea toată, meica îl de-mi place mie, l-aș alege dintr-o mie. Frumoși în alca bradu, ca el nu mai găsești altul, primenii de sărbătoare, cu cămașa albă floare, cântă, cântă lăutaru. Haide să uităm amarul, să cântăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Dar nici eu nu-s de lăsat, ce frumos m-am îmbrăcat, cu ea cu flori mărunte, necuța să nu mă uite. Cu șoarțele numai flori, polele cu colțișori, și-s frumoasă ca o floare, după mine neica mare. Cântă, cântă lăutaru, haide să uităm amaru, să jucăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Cântă, cântă lăutaru, haide să uităm amaru, să jucăm, să chiuim, cu toți să ne înveselim. Thank you.
plecat de acasă cam de multișor. Sunt printre străini și nu-mi e ușor. Am lăsat plângând pe măicuța-n prag, șoftând în pridvor pe tăicuța drag. A rămas în urmă tot ce-avea mai sfânt, casa, graiul, neamul și al meu pământ. Am plecat de acasă în țările străine, gândind că acolo e cu mult mai bine, neștiind că-n lumea mare îndepărtată nu-i ca lângă mamă, nu-i ca lângă tată. Crezând că acolo mi-este mai ușor, neștiind ce înseamnă ca să duci un dor. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi nu mă lasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi mă apasă. Departe-s de casă și mult am oftat, mă gândesc în urmă la tot ce-am lăsat. Stau și mă gândesc, lacrimi curg pe față, străinui străin nu te ajută în viață. Nicăieri în lume omul nu-i mai bun decât este acasă un suflet de român. Mă gândesc într-una, mă gândesc la voi și aștept o zi să vin înapoi. Că străinătatea e grea și amară, te topește sigur ca un foc de pară. Te amăgește des, sufletul ți-n neacă și te simți golit ca o piatră seacă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi nu mă lasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi mă apasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi nu mă lasă. Dor de acasă, dor de acasă, dorul de voi mă apasă. Dar tu ne-i că n-ai venit în locul în care am vorbit, mă. Pomii toți au înflorit, câmpurile au înverzit, dar tu ne-i că n-ai venit în locul în care am vorbit, mă.
zori de zimă. Înapoi să nu mai vii, mă. Ai plecat cum pleacă norul, dar mie îmi lăsași dorul. Cum să pot trăi pe lume dacă nu ești lângă mine? Ai plecat cum pleacă norul, dar mie îmi lăsași dorul. Cum să pot trăi pe lume dacă nu ești lângă mine? Faceți viața mai frumoasă, să fiți sănătoși, să vă iubiți și să nu uitați ca să trăiți. Voia bună să rămână în casă, să vă faceți viața mai frumoasă. Păi omule, mai poți să-ți alini sufletul
măi omule, măi, ascultă glasul meu dulce, măi omule, măi, supărarea vezi cum trece, măi omule, măi. Hai da 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 da, hai da 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 da, hai da 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 da, hai da 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 da, hai da 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 da. Acum că sunt numai eu cu tine, și tu la fel ca mine, pune pe masă, pune un pahar și doamnă fetească sau nohan. Hai să închinăm amândoi, măi omule, măi, ca să uităm de nevoi, măi omule, măi. Uite așa să-l dăm pe gât, măi omule, măi, să uităm ce-a fost urât, măi omule, măi. Hai da 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 da, hai da 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 da, hai da 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 da, hai da da da, hai da 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 da, hai da 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 da, da da da, hai da da. Te-am făcut bine eu, sau poate chiar cântecelul meu. Când îți va fi în greață greu, măi omule, măi, îți voi fi alături eu, măi omule, măi, cu cântecul și-un pahar, măi omule, măi, te fac să uiți de amar, măi omule, măi. Dai da 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 da, dai da 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 da, dai da 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 da, da da da, dai da 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 da, dai da 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 da, da da da, da da, dai da 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 da, dai da 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 da, dai da 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 da, da da da, dai da 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 da, dai da 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 da, da da da, da da. Ai la sârbă fetelor, ai tera 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 tera, și striga cu toate mai, ai tera 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 tera, asta e sârbă de la noi, ai tera 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 tera, juca sârba ca la rădule, tai tera tera, tai tera tera tera, o toșoș nu te mai oprești mai, ai tera 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 tera, sus piciorul tot mai sus mai sus. Dai da 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 da, dai da 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 da, juca-ți fetilor până la apus mai. Dai da 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 da, tiri-di-dai da-ram ta-da, tiri-di-dai da-ram ta-da, tiri-di-dai da-di-di-di-di-ram ta-di-di-ram. Hai să faci în roată, roată, dai da 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 da, joc și eu cu voi deodată, dai da 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 da. Eu îi chem și pe plăcăi, hai tăra 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 tăra, ia veniți cu toți măi, hai tăra 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 tăra, juca-ți sârba ca la rădulești, tăra 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 tăra, o toșo și nu te mai oprești mai, hai tăra 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 tăra, sus piciorul tot mai sus mai sus, tăi tăra 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 tăra, juca-ți fetilor până la apus mai, hai tăra 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 da 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 da. Până mâine de-o putea, ai tara da 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 da, hai s-o ținem tot așa, ai tara da 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 da, să rupem podelele, ai tara da 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 da, să cadă pingelele,
da-ra-da-ra. Juca țărba ca la rădulești, da-ra-da-ra-da-ra. Rai da-ra-da-ra-da-ra. O, tot jos și nu te mai oprești mai. Rai da-ra-da-ra-da-ra, rai da-ra-da-ra. Sus, piciorul tot mai sus, mai sus. Rai da-ra-da-ra, rai da-ra-da-ra-da-ra. Juca-ți fetilor până la acus mai. Rai da-ra-da-ra-da-ra, rai da-ra-da-ra. Să n-aud ca țostenii, hai dara-dara-dara-dara-dara-dara-dara. Că sârba nu s-a gătit, hai dara-dara-dara-dara-dara-dara. Hai s-o săltăm mai cu viață, hai dara-dara-dara-dara-dara-dara. Până mâine dimineață, hai dara-dara-dara-dara-dara-dara. Juca-țărba ca la rădulești, hai dara-dara. Rai dara dara dara, o to jos și nu te mai oprești mai. Rai dara dara dara, rai dara dara. Sus piciorul tot mai sus, mai sus. Dara dara dara, rai dara dara dara. Juca-ți fetilor până la apus mai. Rai dara dara dara, rai dara dara. Tiri-ri-dai ta-da-ta-da, tiri-ri-dai ta-da-ta-da. Tiri-ri-dai-ta, tiri-ri-ri-da, tiri-ri-da. Tiri-ri-dai ta-da-ta-da, tiri-ri-dai ta-da-ta-da. Tiri-ri-dai-ta, tiri-ri-ri-da, tiri-ri-da. Ei bine, dragii mei, pentru că domnul Mitică Tavă a fost între doamne extraordinar de frumoase, m-am gândit la această prezentare să vin și eu cu un interpret foarte iubit și îndrăgit de dumneavoastră. Și știu că îi face plăcere să ia loc între două doamne frumoase, două doamne elegante, două interprete de mare valoare. Vă rog să luați loc. Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă prezint invitații mei. Iată, din Ialomița, doamna Lucia Lazăr, bine ați venit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat pentru toți telespectatorii, pentru toți românii de pretutindeni, Paște fericit, cu mese îmbelșugate, să le dea bunul Dumnezeu multă liniște în suflet, pace și din partea noastră un sincer la mulți ani! Așa este, să avem sănătate, pentru că este cel mai important lucru, apoi le facem pe toate. Iar noi v-am promis invitați mai din toate zonele țării, iar din zona Bihorului, îndrăgita și prietena noastră dragă, doamna Mariana Stănescu, bine ați venit! Ne bucurăm că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, așa cum o faceți de fiecare dată cu mare drag. Bineînțeles că nu puteam să nu răspund invitației dumneavoastră de a participa într-o zi atât de importantă pentru creștinătatea ortodoxă. O zi importantă pentru toți cei care sărbătoresc astăzi Sfintele Sărbători Pascale. Dați-mi voie să vă spun și eu un Hristos a înviat. Tuturor celor care acum vă aflați alături de noi, să vă mulțumesc că ne urmăriți și că ne iubiți și să vă spun că sănătatea este mai bună decât toate. De sărbători este bine să vă întâlniți cu toți cei dragi la masă, la o masă festivă, așa ca și noi, de altfel, și să ridicăm paharul sus, să ne bucurăm de lumina pe care am primit-o în această noapte de la Domnul nostru Iisus Hristos și să vă mulțumesc că încă o dată că sunteți alături de noi. Încă o dată, Hristos a înviat! Iar eu vă răspund în numele telespectatorilor, adevărat a înviat și cine știe, poate mai în vară ajungem și în Bihor la dumneavoastră să facem o emisiune frumoasă și de acolo, din zona Bihorului, unde sunt mulți interpreți valoroși. Și să ne vedem la dumneavoastră acasă. Sigur, cu mare dragoste vă așteptăm acasă pe Meleaguri Pihorene. Ei bine, și nu cel din urmă, v-am lăsat așa la final pentru că sunteți un domn, așa ați fost întotdeauna. Și pentru că astăzi ați venit singur, singurel, fără doamna Mituța, domnul Dumitru Ridescu, pentru prima dată, vă spun sincer, v-am văzut venind la o emisiune singur. Bine ați venit! Bine v-am găsit, Hristos a înviat. Este un caz unic, adevărat. În cei peste 30 de ani de viață, Mituța, este prima dată când vin singur. Uite că nu mi-am dat seama că e bine și singur, că ia uite ce fete frumoase am în jurul meu. Dar pentru că este marea sărbătoare a învierii Domnului, vă doresc lumina de care avem nevoie toți, să vă intre în suflet, în case și să beneficiați de ea, domnilor, oameni buni, dragi români. Cea mai mare sărbătoare a creștinismului, să vă aducă tot ceea ce doriți, dar să fim mai buni, mai iertători, mai înțelepți. Hristos a înviat, Doamne ajută!
trăi pe pământ, pentru lume am să cânt, măi. Cât o-i trăi pe pământ, pentru lume am să cânt, măi. Omului și florilor, la ivitul zorilor, când sunt oamenii din sat, la rat, la semănat. Omului și florilor, la ivitul zorilor, când sunt oamenii din sat, la rat, la semănat. Dacă aș fi privighetoare, eu aș cânta pe ogoare. Dacă aș fi privighetoare, eu aș cânta pe ogoare. Nu m-aș opri ca să cânt omului de la pământ, sâmbăta duminica să le cânt la nunți în sat. Nu m-aș opri ca să cânt omului de la pământ, sâmbăta duminica să le cânt la nunți în sat. Când m-ajunge cât un dor, în satul meu vreau să zbor, mă. Când m-ajunge câte un dor, în satul meu vreau să zbor, măi. Să mai trec chiar pe uliță, unde mă jucam de sculță, să văd tot ce mi-este drag și părinții mei în prag. Să văd tot ce mi-este drag și părinții mei în prag, și vecinii de altă dată ce vorbeam cu ei la poartă. Când ne-am de mod, ne-am cunosc trovoț mărețul, ne-am cunosc trovoț mărețul, ai la, ai la. I-am copoșită topii, dă-i să chem dușmanii, dă-i să chem dușmanii, măi, ai la, ai la. Horea, Cloșca și Crișanu, toți au fost români de neamu, toți au fost români de neamu, ai la, ai la. Da, și noi astăzi suntem, tot cu cinstea ne ținem, da, tot cu cinstea ne ținem, măi, ai, la, ai, la. Așa mi-o fost rânduitul, de la leagăn și băcântul, de la leagăn și băcântul, ai, la, ai, la. Așa mi-o fost mie datul, glasul meu argin curatul, cânte cu argin curatul, ai, la, ai, la. De la Tisan Dobrogea, în Banat, în Moldova, să vă cânt cu inima, măi, ai, la, ai, la. Eu îți Nana Oraghii, mă cunosc bihorenii, da, mă cunosc bihorenii, măi, ai, la, ai, la. Și atunci când îmi este dorul, tătar dealul înconjorul, tătar dealul înconjorul, ai, la, ai, la. Dragostea nu-mi dă tineală, dă cu hididici de fală, dă cu hididici de fală, ai la, ai la. Dă cu hididici de fală, îndu-i dorul meu din țară, îndu-i dorul meu pân țară, ai la, ai la. Oh!
dă-mi, da, nu-mi da multe, că nu cer bani împrumut. Multe mândre de iubit, nici o verde stăpânit, măi, Doamne. Nu cer să fiu un bogat, nici primar, nici șef de stat. Îți cer, Doamne, sănătate și atunci sunt bogat în toate. Nevasta să-mi o iubesc, copilașii să-mi cresc, lângă ei să-mi bătrânesc, nepoții să-i ocrotesc, măi, Doamne. Nevasta să-mi o iubesc, copilașii să-mi cresc, lângă ei să-mi bătrânesc, nepoții să-i ocrotesc, măi. Viață, ești frumoasă, inimă, ești bucuroasă. Când îi văd pe toți în casă, mă așez cu drag la masă. Am muncit și-am tras din greu, să fie cum am vrut eu. Am de toate în casa mea, cum are toată lumea. Că de te împrumutuață, te face dator o viață. Și când dacă-ți merge bine, la mulți rău din cap le vine. Că de te împrumutuață, te face dator o viață. Și când dacă-ți merge bine, la mulți rău din cap le vine. N-ar fi în lume răutate, ar fi cinste și dreptate, Doamne. Până și fratele tău se uită să-ți meargă rău, ce să mai zic, bun străin, că te-ar omori în drum. Fă, Doamne, lumea mai bună, frate la frate să țină, fie binele cu noi, viața-i plină de nevoi. Păi, Doamne, lumea mai bună, frate la frate să țină, fie binele cu noi, viața-i plină de nevoi. Ești vorbit și ocolit, dacă te află cu banii și prietenii sunt dușmanii, Doamne. Nu e bine să fii rău, zice bunul Dumnezeu, că nu știi omul e bine ce aduce ziua de mâine. Nu știi ce aduce ceasul, bucuria sau necazul. Deschizi ușa, ieși afară, nu știi de te întorci iară. De-aia Dumnezeu îmi dă, că eu dau din inimă, și cu stânga și cu dreapta, așa cum făcea și tata. Și uite așa, dragi prieteni, petrecem noi la zi de sărbătoare, aici la restaurantul rustic din complexul Agronomia. Cu muzică de calitate, cu invitați frumoși și cu siguranță cei care ne priviți de acasă, cred că v-ați bucurat de o seară minunată.
într-o zi specială. Dar să știți că acum e acum. Au venit oltencele, dragii mei. Patru prietene adevărate, patru prietene care nu se despart niciodată. Pentru că se înțeleg foarte bine și pentru că formează o gașcă frumoasă. Așa îmi place mie să le spun. Bine ați venit! Bine, Hristos a înviat! Adevărat, adevărat a înviat! Bună seara, doamna Stâncuța Luță! Bine ați venit la noi! Bună seara, mă bucur să fiu astăzi aici, într-o zi așa de specială, cum spuneai și tu. Mă bucur că pot să intru în casele atâtor români și că pot să le spun Hristos a înviat, să le urez sănătate, spor în toate, bucurii și liniște în suflet. Adevărat a înviat! Bună seara, Rodica Nicolescu, pentru că așa mi-a spus să-i spun Rodica pe nume. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și cred că prietenia care ne leagă ne permite să vorbim. Bine v-am regăsit. Am lipsit un pic. Da, dar din sufletele mult, noastre nu ați lipsit. Sigur, dar mă bucur să fiu alături de români la zi de sărbătoare, să le spun tuturor lumina sfântă a învierii, să le aducă pace în suflet și în casă. Hristos a înviat pentru toți românii de pretutindeni. Așa este, pentru toți românii de pretutindeni. Este alături de noi și Lizica Drăgoi în această seară frumoasă, zic eu, aici între prieteni și bineînțeles o seară specială pe care dumneavoastră o oferiți celor de acasă care ne privesc. O seară de neuitat. De altfel, fiind sărbătoarea Paștelui, aș vrea să ne simțim în familie, pentru că sărbătoarea Paștelui ne aduce de fiecare dată acasă. Ne face mai buni, mai înțelepți, mai iubitori și aș dori ca toată dragostea și toată afecțiunea să domnească în casele dumneavoastră. Să fiți fericiți, să trăiți la maxim fiecare clipă a zilei noastre, pentru că astăzi trebuie să dăruim multă, multă dragoste și multă înțelepciune. Este o zi specială în care Iisus Hristos a înviat. Doamne ajută! Doamne ajută! Hristos a înviat, draga mea prietenă Liliana Mitrană! Bună seara la toată lumea și mă bucur că sunt alături de tine, că uite așa te mai revăd și eu. Adevărat! Să știi că eu, unde este muzică și voie bună, mâncare și cultură, nu lipsești. Și eu. De fapt, eu acolo sunteți toate cred. Da. Noi suntem de nedespărți. Da. Paștele, Crăciunul, Revelionul, noi îl facem împreună și ne bucurăm pentru că suntem în seara asta alături de toți telespectatorii voștri. Iar când vine vara, cred că ne alăturăm cu toții și venim la tine, la malul mării, la Constanța, unde e adevărat, Oltea încă de la malul mării. Așa că vom veni cu toții și poate facem o emisiune frumoasă de acolo, de la Constanța. Aștept cu mare drag, mare drag.
acasă, să o aducă maică sinoară în casă. Sora mică-i veselă și fericită, că fetița ei frumoasă se mărită. Puseră de-o nuntă mare oltenească, toată lumea să bea să se-nveselească. Thank you.
viețui că s-au să-i bărel. Cine știe să-și trăiască viața, petrece până dimineața. Știe să-mi chine și-un paharel, viețui că s-au să-i bărel. Asta-i omul, asta-i omul care-mi place, știe și vrea să joace. E la muncă, e la muncă priceput și l-a iubit ne-ntrecut. Asta-i omul, asta-i omul care-mi place, știe și vrea să joace. E la muncă, e la muncă priceput și l-a iubit ne-ntrecut. Asta-i omul, asta-i omul care-mi place, știe și vrea să joace. E la muncă, e la muncă priceput și l-a iubit ne-ntrecut. Asta-i omul, asta-i omul care-mi place, știe și vrea să joace. E la muncă, e la muncă priceput și l-a iubit ne-ntrecut.
tâmple fire albe. Mândrele nu le-oi lăsa, cât mai pot și mor mai vrea. C-o veni timpul, știu bine, mor lăsa ele pe mine. Mândrele nu le-oi lăsa, cât mai pot și mor mai vrea. C-o veni timpul, știu bine, mor lăsa ele pe mine. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă te vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă te vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. De-am fost fericit în casă, le-am pus cu mine la masă. Eu le-am dat să guste miere, mi-au aruncat vorbe grele. Eu le-am dat să guste miere, mi-au aruncat vorbe grele. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă te vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă te vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. De cheltuit, că de-o viață m-au vorbit. Bani mărunt de cheltuit, că de-o viață m-au vorbit. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă te vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate.
Dacă pe vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Floare de mai, iar sufletul colț de rai. Mie casa floare de mai, iar sufletul colț de rai. Iar din multă bunătate eu le doresc sănătate. Iar din multă bunătate eu le doresc sănătate. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă pe vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Dușmancele mele toate nu pridindesc să-și dea poate. Dacă pe vorbe mi-au scos, tot nu le-au fost de folos. Să-i grea
sunt eu, mai cucule de la pădure, cântă tupi un rug de mure, ca să audă glasul tău și să creadă că sunt eu, mai că așa-i cântam, fetiță, printre flori în grădiniță, că și eu la fel ca tine îmi port cântecul prin lume, că am plecat de tineria departe de mama mea, măi, și mi-e dor să mă-ntorc iară la început de primăvară. Unde e muzică bună, toată lumea se adună. Tot așa ne-am adunat și noi la ceas de sărbătoare, cu invitați frumoși și cu cântece alese. Le spun Hristos a înviat și bine ați venit invitaților mei dragi, Nicoleta Vasile și Gheorghe Ciucioiu. Adevărat a înviat, draga mea Mihaela. Mă bucur că, iată, la ceas de sărbătoare sunt alături de tine și alături de românii ce cu siguranță ne stau alături și privesc emisiunea voastră. Mă bucur încă o dată să spun că și noi ne numărăm printre prietenii voștri dragi și românilor le transmit multă sănătate, multă fericire și să rămână alături de voi, pentru că cu siguranță le oferiți lucruri frumoase. Bună seara, bine ați venit, domnul Gheorghe Ciucioiu. Eu ție și telespectatorilor le zic Hristos a înviat. Și adevărat a înviat. Mă bucur că pot fi la o asemenea emisiune frumoasă și pe această cale le transmit tuturor românilor sărbători fericite, adică sărbătorile pascale să îi prindă cu fericire, bucurii, sănătate și toate cele bune. Așa să dea Dumnezeu, să fim sănătoși, să fim voioși. Iar pentru că tot ce este frumos se termină repede, din păcate, au trecut 2 ore și noi nici nu am simțit, pentru că am petrecut aici la restaurantul rustic Complex Agronomie, cu oameni frumoși, la chip, dar și la suflet. Eu vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă și vă aștept cu drag să ne fiți alături din fața micilor ecrane. Satule străveche, vatră satule, dorul la tine mă poartă satule, și mă cheamă să revin pe unde am fost copil, că am strâns dor și sufletul mi-e plin. Și mă cheamă să revin pe unde am fost copil, am strâns dori și sufletul mi-e plin. Mi-amintesc anii de atunci, satule, ale tale văi și lungi, satule, aud cânt de ciocârlie și-am în ochi lacrimi de bucurie. Văd a mea copilărie, aud cânt de ciocârlie și-am în ochi lacrimi de bucurie. Sărbătorile creștine, satule, le petrec când vin la tine, satule. Sfintele zile pascale, dragi colinde guni în soare, aduc inimii mele alinare. Sfintele zile pascale, dragi
aduc inimii mele alinare. Cât aș fi de-ndepărtat, satule, știu că-n tine am lăsat, satule, ale mele rădăcini, ce mă cheamă din străin și mereu cu drag la tine vin. Ale mele rădăcini, ce mă cheamă din străin și mereu cu drag la tine vin. Cât voi fi pe acest pământ, alt-o farmec n-o să-l uit și la toată lumea o să-l cânt. Thank you.
cântec de ascultat, măi. Știe neica s-o pornească și din pas s-o întețească. Haide zi că-mi este drag lângă neica loc îmi fac, alături de el să fiu, că la joc e argint viu, măi. Alături